Bine v-am regăsit, dragii mei urmăritori, dragii mei abonați, vechi și noi. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Am să fac în minutele următoare o etalare pentru toți și pentru toate doamnele și domnișoarele, pentru toți domnii care sunt în așteptarea unui răspuns. Așteaptă un rezultat, indiferent despre ce domeniu vorbim și despre ce plan vorbim. Puteți aștepta un rezultat la un examen, puteți aștepta un rezultat la un examen medical. Aici, cu o paranteză, energetic vorbind, voi da câteva indicii. Planul financiar, planul iubirii, bineînțeles. Așa că, dacă doriți să participați la această etalare, gândiți-vă și vizualizați cumva, dacă se poate, bineînțeles, situația în care vă aflați. Eu am să extrag 8 mesaje și dacă cumva rezonați cu aceste mesaje, dacă vă potriviți cu mesajele suplimentare pe care le ofer identificatoare cu etalarea, înseamnă că, repet, energetic vorbind, etalarea vi se potrivește, dar mai ales pentru urmăritorii noi, spun ca de fiecare dată, acea afirmație devenită clișeu, este o etalare generală, o etalare colectivă cu care ați putea sau nu să rezonați. Nu trebuie individualizat, ci preluate doar acele mesaje menite să vă determine să aveți o viziune, un tablou cât mai clar asupra rezolvării situației voastre. Funcționează aceste etalări ca un GPS spiritual, în ghilimelele de rigoare, țin să spun din nou această informație pentru că sunt foarte multe persoane care individualizează, care preiau această etalare ca fiind pentru ei. Este o etalare generală, este o etalare colectivă cu care v-ați potrivi sau nu. Important este să preluați doar acele elemente care vă ajută să rezolvați problema. Nu vă spune când, cum și unde se rezolvă problema. Gândiți-vă, dragii mei, la o situație și haideți să vedem care este energia generală. Energia generală gravitează în jurul unor colaborări, unor rezultate din care părțile au de câștigat, părțile implicate într-o situație, într-un conflict. Sunt destul de multe eforturi pe care le faceți sau urmează să le faceți sau dacă le-ați făcut, cu atât mai mult așteptați-vă ca acest rezultat să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră, bineînțeles să coincidă, dacă ele coincid cu voința și planul divinității. Aici este vorba despre obiective comune, despre lucruri care vă privesc pe amândoi sau lucruri care privesc în general ambele părți. Colaborarea nu se referă doar la a strânge mâna într-o afacere sau într-o propunere sau într-o tranzacționare, vânzare-cumpărare. Deși este valabilă și sunt valabile și aceste situații, colaborarea împreună cu mesajul eforturi comune există și de partea medicală, că tot spuneam că fac așa ușor, ușor o trecere în revistă din punct de vedere energetic, nu o să intru în amănunte pentru că, așa cum spun tot pentru urmăritorii și abonații noi, nu sunt medic, deci nu am de ce să intru pe teren necunoscut ca să vă induc stări false. Dar energetic este vorba despre un efort susținut, eforturi comune, colaborare între pacient și medic, între, nu știu, că este medicină clasică, alternativă, tot felul de terapie, asta rămâne de văzut în caz particular. Însă, până la urmă, că despre asta este vorba, lucrurile par a se stabili sau au început cumva ușor, ușor să se stabilească începând chiar din această iarnă. Aici este vorba despre niște perioade lunguțe, să zic, ani. Situații care durează de ani, tratamente care durează ani de ani,
în unele cazuri, evident, cum spuneam și la începutul etalării, tranzacționări, negocieri care țin de ani de zile, procese de partaj care țin de ani de zile, conflicte în fața unei instanțe de judecată care țin de ani de zile, ceva de genul. Dar se creează și în plan financiar. Se creează o stabilitate și energia generală îmi comunică faptul că la realizabilitatea unei situații sunt mai multe părți implicate, astfel ca voi să reușiți sau măcar să aveți acele, cum să zic, acele rezultate care cumva vă avantajează pe voi. Este un efort comun. Acolo pun umărul mai multe persoane pentru a ieși la liman într-o situație. Adică de unul singur pare că nu ați reușit sau de unul singur pare că nu mai reușiți, asta în cazul în care cereți sfatul și unei persoane avizate în problema pe care o aveți de rezolvat. Se gândesc mai mulți oameni. Uite, văd și oameni care poartă ochelari, persoane roșcate, persoane cu părul castaniu, tenul alb mediu, persoane care au pe obraz un semn distinctiv de asemenea, persoane care lucrează în domeniul acesta care vizează scritura în general, că vorbim despre profesorat, că vorbim despre a scrie, a trimite mesaje, a lucra cu publicul, hârțograie, documentare, dosare peste dosare, semnături, parafe și alte situații. Deci una peste alta, până la urmă, este vorba despre conexiune, conectare, colaborare, schimb de opinii, astfel încât ambele părți să depună un efort comun pentru acest rezultat. Literele sau inițialele C, F, M, aici sesizez și nume care pot fi de alte naționalități, având în vedere că există dublul literei respective în interiorul prenumelui. Poate să fie dublu L de la Laurențiu, L, L, sau dublu M de la Marius. Să spunem așa, S de asemenea T sau dublu F de la Florin, H, R, E, E de asemenea de la Emil, C, S, In, O. Acum dacă, mă rog, am doi, am să extrag acum cele 8 cărți promise. Deja am extras două sau mai întors una. Ok, am să vă cer un pic sprijinul pentru a avea răbdare să iasă toate cele trei cărți. Încerc pe cât posibil să le amestec în fața voastră tocmai pentru a rezona mai mult cu aceste mesaje. Deja am văzut un Evrica, Doamne ajută, poate cine știe să o tărăște să și sară fizic. Din pachetul de cărți, 1, 2, 3, 4, 5. Acum că vi le arăt, s-ar putea să se extragă mai rapid pentru toți urmăritorii acestui clip. Și încă două. Și încă una. Ok, și pentru fiecare carte am să scot un mesaj pandant. 8 cărți. Ok. Ceea ce văd prima dată este clar depresie, anxietate, frici. Frica de acest rezultat. Cred că și imaginea vorbește de la sine. O frică foarte mare de un rezultat pe care voi îl așteptați. În unele cazuri vă uitați, bineînțeles, la acest clip să aflați răspunsuri sau probabil că deja ați întrebat și alte persoane care ar putea să vă spună despre lucrul acesta. Posibil să fie experimentat episoade din sfera depresiei, anxietății, lipsei de speranță. Sunt foarte multe persoane care au senzația că nimic nu se mai poate întâmpla bun. Vorbim de unele afecțiuni medicale, care în unele cazuri sunt mai grave. Vorbim despre pierderea unor persoane.
dragi au trecut în neființă. Vorbim despre frica de a nu repeta anumite greșeli, atât în negocieri, atât în discuții, atât în tot soiul de conflicte, pentru că este o etalare generală, atât în iubire. O să le luăm pe căprării. În primul rând, o să povestesc puțin, cum spuneam, îmi cer scuze pentru agitația lui Aki. În primul rând, vorbesc despre partea aceasta medicală. Este o... Probabil că foarte mulți, foarte multe vă aflați în această zonă de singurătate. Două secunde. Cum spuneam, este vorba despre o traumă care s-a instalat la nivel energetic. Foarte multe persoane care s-au închis așa într-un soi de zonă de aparent confort, un sanctuar, cred că de la șumii, care suferă, plânge, se simte așa o disperare generală. Nu cred că vă este străină această situație. Sigur că această solitudine vă face bine. Sigur că până la un punct a fi în spațiul tău de confort te ajută foarte bine să treci într-o nouă etapă a vieții tale. Doar că ceea ce simt la nivel general este că v-ați închis cumva în acea cochilie, acolo unde voi sunteți protejați. Mai ales că există o dramă reală în viața voastră, aceea de a pierde pe cineva, de a fi cineva bolnav sau chiar voi. Partea bună și partea plină a paharului este că intrați într-o etapă plină de speranță. Și vă spun și de ce. Mă bucur că a ieșit această carte pe vertical, în sus, nu este întoarsă, așa. Pentru că asta înseamnă că veți trece după multe eforturi susținute, indiferent de ce plan vorbim, inclusiv cel medical pe care l-am amintit, treceți în stabilizare, stabilitate. Sunteți stabil, stabile. Posibil să intrați într-o nouă etapă a vieții voastre amoroase, materiale, financiare, medicale, pentru că toată agitația pe care ați avut-o în trecut, toate fricile, toate perioadele sensibile, cumva treceți de ele, acestea fiind ca niște cascade, ca niște ape tulburi, uite că ușor, ușor barca se îndreaptă către ape mult mai line, spre vindecare. Orice veste pe care ați primit-o, pentru că sunt situații în care ați primit o veste în trecut care v-a dat peste cap, efectiv, indiferent, cum spuneam, despre ce plan vorbesc, a trebuit să treceți prin acele suișuri și coborâșuri, neacceptare, fază de negare, până când lucrurile s-au calmat, până lucrurile s-au așezat, astfel încât voi să vă calmați și să începeți acest proces de vindecare. Să mergeți ușor, ușor spre vindecare. Pentru că aici este vorba realmente despre procesul acesta de tranziție, de vindecare. De vindecare. Unii au început-o deja, unii sunt la începutul acestei perioade, dar scopul comun, eforturile comune, scopul comun cu voi înși vă este de a ajunge acolo în a vindeca. A vindeca interiorul pentru a fi bine în exterior. A lucra din interior către exterior. Sunt separări. Sunt despărțiri. Sunt momente în care spui nu mai am niciun fel de speranță. Încerc să cauți vinovați pentru că este natural să se întâmple lucrul acesta pomenind de faza aceea de negare. Uneori încep să te cerți cu divinitatea în unele cazuri. Până la urmă concluzionezi că singurul care se poate ajuta realmente ești tu, pentru că întotdeauna ai susținătorii în spate, ghizii spiritual, divinitatea însăși și toate entitățile de lumină, astfel încât tu să nu fii singur în toată situația aceasta și în toată problema aceasta. Un mesaj pe care l-am simțit prin toți porii și am simțit să vi-l dau mai departe. 6, în general,
potrivit numerologiei, înseamnă progres, înseamnă evoluție. Faceți realmente progres în situațiile voastre. Poate unii nu au răbdare, poate unii nu mai au răbdare și vor să afle clar ce se întâmplă, cum se întâmplă și dacă se întâmplă. Uite că lucrurile nu stau de obicei cum ne dorim noi, de a se întâmpla mai repede lucrurile. Este nevoie de înțelegere, este nevoie de acceptare, în primul rând, de înțelegere, de învățare, de experimentare și de trecere în următorul plan. Cred cu tărie că vi se dă această experiență, indiferent despre ce experiență vorbim, tocmai ca un avertisment pentru a o coti pe drumul cel bun către ceea ce vă este dat, vă este sortit. De foarte multe ori ne încurcăm în detalii, ne încurcăm în drumuri, pentru că vrem cu tot din adinsul să ni se întâmple ceva contra binelui nostru cel mai suprem. Și de aici apar tot soiul de blocaje, inclusiv cele medicale. Dacă este vorba despre exact cum am spus aici, nu că vreți, că este un soi de încăpățânare, insistență de a vi se întâmpla ceva contrar a ceea ce vă este vouă menit. Din punct de vedere al iubirii, pentru că aici trecând de la sănătate la iubire, deci la sănătate sper că am lămurit. Este progres, este evoluție, lucrurile se îndreaptă către bine și către vindecare. Despre asta este vorba. Dacă este vorba despre partea aceasta a iubirii sau să o las la sfârșit? Haideți să o las la sfârșit, că văd că e mult mai se insistă foarte mult pe iubire și pe sănătate. Dacă este vorba despre planul financiar, aici este realmente nevoie să insistați, să nu vă dați bătuți, indiferent dacă lucrurile nu par așa cum vă așteptați voi sau, mă rog, în sfârșit, la momentul acesta. La fel, mai este nevoie de niște eforturi, eforturi susținute și de colaborări pentru realizarea unui proiect. Se realizează, pentru că aici aveți o scară, vedeți, cumva adunați acești bănuți urcând. Treaptă cu treaptă mai culegeți, treaptă cu mai culegeți niște bani, mai culegeți niște bani, mai culegeți niște bani, sau poate că veți accepta sau veți fi acceptați într-un job în sistem piramidal, de ce nu? Sau un job care implică comisionul. Faci atât luna aceasta, primești comision atât și uite așa, sau crești, sau indiferent despre ce vorbim, creșteți de fiecare dată puțin câte puțin, astfel încât voi să fiți mulțumiți și din punct de vedere financiar. Sunt multe persoane care, eu știu, așteaptă un serviciu, poate sunt disponibilizate, poate așteaptă rezultatul unui interviu. Ceea ce simt aici este că toată munca aceasta pe care ați depus-o, inclusiv dacă ați depus un CV și alt CV și n-ați primit răspuns, n-ați primit acum nici luna viitoare, nici, mai ales că s-ar putea să fie vorba despre ani de zile, iată că ușor, ușor această muncă grea vă va fi răsplătită. Practic, îngerii și ghizii spirituali vă dau de înțeles că începeți să urcați. Unii dintre voi chiar fiind la baza acestei scări. Ușor, ușor, încet, încet ajungeți acolo încât să vă securizați din punct de vedere financiar. Dacă aveți de vândut ceva, o casă, o mașină, orice înseamnă bani, recuperare de bani, împrumuturi, intrarea în drepturi, la fel, se depun niște eforturi, sau dacă s-au depus aceste eforturi, s-a mers până în fața unei instanțe de judecată, de la termen la termen, de la discuție la colaborări, iată că lucrurile se calmează, se liniștesc treburile, astfel încât există o soluție, se găsesc soluții, astfel încât să existe această colaborare, părțile să fie implicate, părțile să câștige.
și să primiți eșalonat niște bănuți. Poate să fie vorba despre niște salarii compensatorii, poate să fie vorba despre faptul că intrați în posesia unor bunuri, dar nu totodată. Eșalonat. Ați văzut cum era la retrocedarea terenurilor? Acolo există posibilitatea să câștigi un proces, însă vis-a-vis de retrocedarea unui pământ, de exemplu, iau așa la întâmplare, însă banii nu-i primești toți odată. Îi primești eșalonat. Cine se află într-o situație de genul acesta, probabil că știe despre ce este vorba. Adică nu te aștepta că îi primești pe toți și spui, domne, să știi și tu ce faci cu toți banii. Adică măcar să știi când și cum. Nu, trebuie să stai și așa, îți vin bănuții, poate într-un an, poate în 2 ani, în care se pot schimba foarte multe, valoarea descrește, în sfârșit. Deci, puteți să primiți acești bani eșalonat sau o moștenire, sau adică ce primiți, nu-i primiți toți odată. Mă gândeam acum, chiar îmi venea în minte ideea de a reuși să, nu știu, vindeți o casă, dar trebuie să luați împrumut și atunci împrumutul acela se dă, nu mă pricep foarte bine, dar ce mi-a venit în cap acum dumneavoastră, dacă treceți prin această situație, probabil aveți acel mesaj afirmativ, doar că vă mai încurcă ceva, știți? Până primiți banii toți odată. Tot mai apare câte ceva. Păi stai că trebuie nu știu ce plan de, nu știu ce măsurători, nu știu ce arhitect, nu știu ce dosar, vezi că îți mai trebuie nu știu ce timbru. Știți, ceva de genul acesta care vă împinge către a fi frustrați, frustrate de această birocrație, de așa, care există, care este decât. Cam asta simt, glumesc. Evident. Nu, glumesc că din punct de vedere al exprimării, așa să mai înveselesc atmosfera, pentru că este, simt așa un soi de frustrare, pentru că nu reușiți în unele cazuri să intrați în posesia unor răspunsuri măcar clare din cauza acestor încurcături birocratice de numai. Și de asta sunt niște situații care durează chiar de ani de zile. Dar vestea bună este că finally există stabilitate și mai ales în finanțe. Că tot vorbeam despre finanțe. Și ne adresăm în mare parte gemenilor, taur, fecioară, capricorn, săgetător, berbec, de exemplu, ca semne zodiacale, predominante, dar nu obligatorii. Deci, insistați, orice faceți în planul financiar, nu vă dați bătuți. Pentru că sunt situații în care circula la un moment dat o imagine virală. Cred că o știți, că atât am mai povestit-o. Dar unii dintre noastre trec prin chestia asta. Sapă după comoară, sapă după comoară, ajunge epuizat personajul respectiv, nu mai poate și când se ridice, cum se numește, nu sap, hârlețul, sau mă fac de râs. Sapa, când se ridice să mai sape odată, Doamne, ce lapsus, deci am un lapsus teribil și o am și eu. Târnăcop? Am zis? Nu, târnăcopul nu, că e din ăla. În sfârșit, nu mai contează. A, așa m-am făcut de râs, asta este mea culpa. Deci când să mai dea ultima sapă, în momentul acela renunță. O ridică, o pune jos și zice, nu mai am nicio speranță, că dacă n-am găsit până acum comoara, nu mai găsesc. Și comoara era exact la o sapă distanță. De asta insistați, pentru că posibil să aveți tendința de renunțare, pentru că nu mai puteți, sunteți plin de frustrări și de oboseală. Acest mesaj spune exact așa. Chiar dacă o să câștigi, sau câștigi acești bani, sau chiar dacă îți vin această răsplată în bani, sau acest comision, sau acești bănuți pe care îi aștepți, nu o să-ți vină cu tot anul odată, o să-ți vină eșalonat, o să-ți vină în tranșe, dar măcar îți vin. Insistă, nu te lăsa, poate că ai un proces, de exemplu, în recuperarea unor terenuri sau, eu știu, unei case, moșteniri. Nu te lăsa, chiar dacă
A, sau mai există o situație. În momentul în care cumperi de pe internet, apropo de vânzările de pe online, așa, sper să nu-mi iau hate-uri mai multe decât îmi iau zilnic, dar exact genul acela de țepe pe care le luați și le luăm, că eu zic că toți suntem datori cu țeapă, eu mi-am luat niște țepe grave. În sfârșit, m-am zis că sunt de bună credință acele persoane. Nu contează, ideea este că cumperi, nu îți vine ceea ce tu comanzi și spune acolo, nu, păi poți să faci reclamație în 24 de ore. Ok, faci reclamație, te insisti, dai telefon, nu îți răspunde nimeni, nu mai zici că nu îți mai răspunde nimeni. După care afli, păi stați puțin că o să o rezolvăm, că cârcă mârc până te lași pe buba. Și zici ce? Las, asta este. Și se bazează tocmai pe renunțare. Lasă că renunță, obosește și noi rămânem cu banii luați, mătăluță rămâi cu ceea ce n-ai comandat. Nu, insiști. Insiști până intri în posesia dreptului pe care îl ai, pentru că s-ar putea ca abandonul acesta să nu aducă un rezultat acela pe care voi îl așteptați. Eforturile dumneavoastră vor fi răsplătite, spune acest mesaj, din punct de vedere al bănuților. Din punct de vedere al planului iubirii, încercați pe cât posibil să acceptați ajutorul persoanelor apropiate care vor să vă scoată din starea de depresie. Sunt unele persoane care și-au tras draperiile și suferă în tăcere, plâng, lipsite de speranță din cauza unei persoane care le-au rupt inima efectiv și sufletul în 5 milioane de părți. Foarte mulți dintre dumneavoastră, foarte multe dintre dumneavoastră au rămas cu o moștenire urâtă. Au ieșit, din acest punct de vedere, bineînțeles al iubirii, au ieșit extrem de șifonați, șifonate dintr-o relație în care au investit tot și au pus sufletul pe tavă. Este vorba despre traumă. Și, de asemenea, simt cumva că este vorba despre o predare. La fel cum spuneam și la celelalte planuri. Nu predați armele așa ușor, în fața nimănui. Și aici este vorba chiar despre o separare, despre un divorț, despre un proces de partaj în care celălalt vrea să câștige mai mult sau cineva vrea să vă ia și pielea de pe voi, tocmai că consideră că are dreptul, dreptate în ceea ce îl privește sau în ceea ce o privește, mai ales dacă mai are și o droaie de avocați, cu atât mai mult vă determină să spuneți ducă-se cu tot și cu toate, îi dau și casă, îi dau și masa asta în cazul unui proces de partaj, numai să mă lase în pace, că n-am chef de nimic. Important este să am liniște decât să am stres și mai mare. Pentru că din cauza acestor disfuncționalități în planul iubirii, foarte mulți dintre voi au căzut la pat cu tot felul de suferințe medicale. Realmente, tratabile, cu medicamente, cu pastile de somn și așa mai departe. Insistența din acest punct de vedere se bazează pe a nu neapărat nu lăsa pe celălalt astfel încât să te traumatizezi tu, ci a insista asupra drepturilor pe care le ai. Și atât. Este dreptul acesta, este dreptul meu. Fiecare știe pe partea lui despre ce drepturi e nevoie să se insiste, pe ce drepturi. Pe dreptul vostru. Ăsta e dreptul meu, ăsta îl vreau. Și contact cât mai puțin cu persoana respectivă. La fel, acum propria voință vă aparține. Eu spun ce spun aceste mesaje. Nu ceda din ceea ce crezi că este al tău, dar nu neapărat cu setări de intenții negative, cu aruncatul negativitate unul în celălalt, cu tot soiul de nu știu, negativități, stări de anxietate, de răzbunări, plăți cu aceeași monedă în sfârșit. Nu. Fiecare cu treaba lui, tu ai dreptul ăsta, ți-l iei și cu aceasta ați încheiat discuția. Și de ce spun acest lucru? Pentru că s-ar putea
să existe o colaborare vis-a-vis de partea aceasta, nu știu cine are nevoie, că văd că insist pe treaba asta cu separarea și cu divorțul, există colaborare, există posibilitatea ca celălalt să vină cu o ofertă depunând armele. Pentru că cred că dacă o situație durează de ceva vreme, această persoană, persoana la care vă gândiți și cu care aveți anumite divergențe în iubire, s-ar putea să fie la fel de săturată, persoana respectivă, de situație ca și voi. Și atunci să vă așteptați la un soi de discuție în care vine cu o propunere. Bineînțeles că o să vă spună, uite, fac efortul, tot eu mie, știți, adică tot, da, asta spun. Voi vă vedeți de treaba voastră, da, ok, în care să hotărască să pună punct, să pună capăt până la urmă, să nu mai existe o luptă, pentru că este o stare conflictuală care durează de ceva vreme și care până la urmă nu duce nicăieri, să cedeze și să vă propună o ofertă avantajoasă din care până la urmă ambele părți au de câștigat. Deci cineva pare în urma acestui conflict că cedează. La fel și dacă ne gândim la conflictele de muncă, conflictele de familie sau de familie extinsă. Deci după lupte seculare în care părțile s-au tot războit prin tribunale sau nu, sau eu știu, s-au certat sau nu și-au mai vorbit nici de Crăciun, nici de Paște, nici așa, în sfârșit s-ar putea să existe conexiune, conectare, conversație, întâlniri sau, mă rog, la nivel conversațional să se propună această situație în care cedați sau se cedează dintr-o parte astfel încât să ajungeți la un numitor comun și să intrați până la urmă pe făgașul normal, acceptând și conștientizând ambele părți că este o luptă inutilă, mâncătoare de energie, care nu duce la nimic, nu face altceva decât să vă țină acolo legați și în energie și legați și cu acte și așa mai departe. Mai ales este posibilitatea ca celălalt să-și găsească pe cineva, iar celălalt să tragă de persoana aceasta despre care vorbim. Știți, nu tot, cum să spun, tot răul este spre bine până la urmă, că știți cum este, într-adevăr este frustrant să afli că și-a mai găsit și pe altcineva și te mai tot bate pe tine la cap, dar măcar partea plină a paharului este că persoana aceea, fără să-și dea seama, direct sau indirect, îl bate la cap pe el sau bate la cap pe ea să renunțe odată la conflictul acesta pentru că vrea familie sau vrea o relație. Și atunci spune partenerul vostru, ar fi foarte bine să spună ia tu tot sau gata, renunț, pentru că eu vreau pe altcineva. Știți? Adică are și persoana aceea o parte a sa bună, să zic. Dar, grosomodo, asta vreau să vă povestesc, faptul că cineva care v-a decepționat extrem de tare și care sunteți un conflict de ceva vreme, s-ar putea să converseze cu voi, să-și dorească o colaborare, un compromis, astfel încât să vă povestească că cedează partea sau cedează sau în sfârșit propune o situație astfel încât ușor-ușor să vă reveniți și să vă continuați viața, cu fiecare săptămână să fie din ce în ce mai bun, azi bine, mâine și mai bine și uite așa. Astfel încât să vă scoate din această depresie, pentru că, v-am zis, foarte multă lipsă de speranță. Dar speranța moare ultima. Dacă este vorba, tot în planul iubirii, despre posibilitatea unei relații, în urma faptului că se pune punct, se pune capăt unui trecut care conține o persoană care v-a decepționat foarte tare, posibilitatea unei iubiri noi, nouțe. Păi de ce spun acest lucru? Pentru că aici este vorba despre un preludiu. Până la urmă scap de trecut, tai frânghia trecutului, astfel încât să poți lăsa ușa deschisă către noi oportunități. Sunt noi oportunități aici. Vorbim despre mutual respect. Respect mutual. Vorbim despre faptul că persoana aceasta, chiar dacă va fi mai tânără decât voi, dacă sunteți doamne și domnișoare, persoana respectivă va fi potrivit acestui mesaj, ar putea, este posibil să fie mai tânără decât voi, persoana respectivă. Dar până la urmă, și dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei,
Există posibilitatea să fie mai tânără decât voi. În ciuda vârstei, vă respectă. În ciuda vârstei, vă apreciază. În ciuda vârstei, vă iubește. În ciuda vârstei, oferă ceea ce primește. Este vorba și de atracție, este vorba și de dorința de a avea o relație bazată pe emoție. Mi se pare că este o persoană timidă, o persoană emoțională, o persoană posibil din rac, scorpion, pești. Mi se pare că din toamna anului trecut a făcut anumite demersuri de a vă intra cumva în voie, de a vă invita la un picnic, să zicem așa, potrivit acestui mesaj. La un picnic virtual, la o cafeluță virtuală sau nu, posibil un mesaj pe aici, pe acolo. Adică există varianta unor interacțiuni cărora nu li s-a oferit curs. Nu li s-au dat curs. Dar acum cred că există această nouă etapă în care este un răspuns afirmativ. Îi veți da curs, zic eu. Pentru că n-aveți nimic de pierdut. Pentru că dacă există opțiune și există speranță, până la urmă nu trebuie să vă aruncați cu capul înainte sau cu sufletul pe tavă, să trăiți momentul prezent. Ce mai pot să vă spun este că există chiar și o regăsire cu o perioadă. Există și un leu pe aici, nu știu de ce mi-apare mie un leu, un gemen, un pești. Se poate și o regăsire cu o persoană din trecut cu care ați mai interacționat și cu care o să vă facă foarte mare plăcere să stați de vorbă despre una, despre alta. Vă văd zâmbind, vă văd relaxați sau relaxate, fără a proiecta nimic în viitor. De asta spuneam că poate să fie vorba despre un flirt, poate să fie vorba despre o preludiu, lucruri, sau nu știu, pur și simplu să vă facă plăcere să petreceți acest timp cu persoana respectivă și care cred că vă arată normalitatea aceasta în iubire și că tot vorbeam despre energia generală a acestei etalări în care există acel efort comun, posibil ca acest efort comun în planul iubirii să fie și de o parte și de cealaltă ca această relație să meargă acum, dacă în trecut nu a mers. Persoana din trecut, dacă este bărbat, uite, mi-a venit o persoană tânără, vedeți în cap, băiat, bărbat, energie masculină, s-ar putea să fie cu păruțul închis la culoare, ochii închiși la culoare, să aibă mustață sau cioc, să zic, nu mi se pare că are barbă, dar în sfârșit poate să aibă și o barbă de a doua zi, așa, nu din aia de hipster, o barbă așa părăzleață, poate să fie o persoană care ori a îmbătrânit frumos, ori este genul acela de bărbat care nu și-a dat vârsta, poate merge la sală, poate se întreține, poate că este în ciuda vârstei, poate să fie și o energie masculină matură, dar se poartă tinerește, zgubilitică, așa. Ea s-ar putea să fie, repet, roșcată sau cu părul deschis la culoare, ochii căprui, verzui sau... Nu, eu zic la bază, așa, acum nu știu dacă v-ați vopsit sau nu între timp. Dar mi se pare că există posibilitatea unei întâlniri, uneori discuții, unui schimb de mesaje. Că este vorba de două zile, că este vorba de două săptămâni sau două luni, asta rămâne de văzut. Cert este, aici, puțin tică atenție în discuțiile pe care le purtați, că s-ar putea ca persoana respectivă să se afle la finalul unui divorț, la finalul unei separări sau să aibă o relație în care lucrurile nu merg foarte bine. Chiar îmi doresc să știu dacă există această posibilitate, pentru că mi-a venit acest mesaj pe repede înainte, exact când să intru într-un alt mesaj. Ce înseamnă această dualitate la unul dintre voi? Că acum energiile se întrepătrund, s-ar putea să fiți voi persoana despre care discut acum.
Ok, haideți să vedem ce înseamnă dualitate în, în această situație. Acum s-ar putea ca cineva să părăsească pe altcineva, pentru că vorbim și despre punct și de la capăt. Șasele de spade ne vorbește și de faptul că se merge înainte. Închei ceva și începi o altă relație, astfel încât tu să te... astfel încât tu să te vindeci alături de o nouă persoană. Vindecarea vine cu ajutorul existenței în viața voastră a unei noi persoane. Ce înseamnă această dualitate? Vedeți, ia uite ce a căzut. Dualitate. Deci este cineva, am întrebat 100 de persoane, am întrebat dacă... Da, ce înseamnă această dualitate? Existența în viața uneia dintre voi a unei alte persoane. Cineva este la mijloc. Cineva încearcă să saboteze relația voastră. Deci, nu numai că există o a treia persoană, dar este și un soi de maleficent, narcisistă care nu-i place să piardă. Cu alte cuvinte, persoana aceasta, probabil că, în linii mari, mai are pe cineva de care încearcă să scape, încearcă să-și refacă viața, dar uite că își bagă coada respectiva persoană pentru că nu vrea să piardă. Nu neapărat că îl mai iubește, nu neapărat că o mai iubește, nu neapărat că, eu știu, mai are ceva șanse, numai așa să-i strice ploile. Știți de asta? Revin cu acel mesaj din partea ghizilor spirituali, nu renunța, insistă. Pentru că s-ar putea să fie cea mai frumoasă dragoste din viața ta. Există piedici. Nu vă spun lucrul acesta, nu vă dau stări false, există piedici. Pentru că, vedeți, de la o zi la alta lucrurile se îmbunătățesc. Adică energia, pe toate planurile, se îmbunătățește, este în crescendo, este progres, există evoluție, există schimbare spre bine. Doar că sunt piedici. Nu renunțați, treceți, piedică cu piedică. A, mai e o piedică, nicio problemă, asta mă ajută să merg mai departe, căci un șut în funduleț este un pas înainte. Nu renunțați. Nu renunțați, pentru că la capătul acestor eforturi există răsplată. De ce să renunți la un om bun? Un om bun care, dar nu discutăm despre cazuri patologice sau, Doamne ferește, ne construim fericirea pe, fericirea pe nefericirea altora. Deci dacă știți clar că persoana aceasta face parte din ceea ce am expus eu aici. Dacă e un bun, dacă e muncitor, dacă corespunde conform standardelor voastre și își bagă nu știu cine coada, dar de ce să renunț eu? Pentru ce? Că dacă avea vreo legătură, aici o să mă certe cineva, clar, o să am niște certuri. Nu, am eu. O să mă certe. Am tot timpul o doamnă scumpă. Mie mi-este dragă de nu mai pun, nici n-am blocat-o pentru că mi-este dragă și tot timpul îmi spune că eu țin cu amantele. Ții cu amantele. Nu-i place niciodată ce transmit, nu-i place nicio etalare, dar de fiecare dată îmi scrie. Îmi scrie în privat și mă ceartă. Și am zis, păi dacă nu vă place de mine, de ce mă urmăriți în fiecare seară? Așa, te urmăresc. Ca să te contrazic. În sfârșit, este o scumpă. Deci îmi place de ea de mor. Și de asta spun. Nu ca să ține cu... că țin cu amantele. În sfârșit. Ideea este că nu trebuie să renunțați. Dacă ar fi fost bine acolo, că lumea nu pleacă de la bine. Dacă ar fi fost bine și dacă nu ar fi existat o breșă, probabil că nu ați mai fi apărut voi. Nu, ca și eu am zis-o, v-am zis. Aștept acum... buluc de mesaje. Nu vă spărați pe mine. Am transmis exact ceea ce mi se spune aici. Ok. Terminat și cu partea aceasta afectiv relațională. Este vorba despre o judecată. Este o recomandare, o atenționare mai mult din partea ghizilor spirituali. Atenție la cât și cum și pe cine judecați. Este vorba despre a nu repeta aceleași greșeli judecând pe alții din propria voastră perspectivă, din propria voastră hăinuță. Încercați să vă puneți
spune această recomandare pentru a balansa lucrurile, pentru a echilibra lucrurile și aici mai ales în iubire, încercați să nu judecați pe alții, să vă puneți în pielea lor ca să vedeți cumva că adevărul este undeva la mijloc. Există dubii vis-a-vis de greșelile pe care le faceți și sunt repetitive. Și aici mă refer la faptul că există printre dumneavoastră persoane care chiar în acest moment probabil că îl spun, da, dar de ce mi se întâmplă mie tot timpul lucrul ăsta? De ce atrag numai oameni de slabă calitate, nu știu dacă am zis bine, dar mă rog, de joasă speță sau situații de genul acela. Sunt greșeli repetitive. Deci aveți atenție că este un mesaj special, un mesaj special pentru această etalare, pentru o anumită categorie de persoană. Mai gândiți-vă odată, spune mesajul respectiv, înainte de a lua niște decizii, niște hotărâri, de a vă implica în relații asemănătoare cu trecutul vostru, pentru că repetați acele greșeli. Aceleași greșeli. Este vorba de o oarecare lipsă de discernământ prin faptul că judecați persoane și situații. Trecutul este trecut. Situațiile respective din trecut sunt situații din trecut și persoanele nu se pot compara, situațiile nu se pot compara. Deci vedeți că pe acolo, pe undeva, sigur că ar fi nevoie și de discuții individuale, dar pe acolo, pe undeva, probabil că de acolo pleacă repetiția situațiilor în care voi vă aflați. Repetați insistent niște greșeli de care vă pare rău apoi. Vedeți că acolo, cu aia trebuie să lucrați, cu chestia asta trebuie să lucrați. Acum, în caz particular, gândiți-vă la situația voastră și vedeți care sunt acele greșeli pe care le repetați voit și insistând. Și în felul acesta se echilibrează balanța și în iubire. Că de asta vine acea persoană care o să vă facă plăcere să stați de vorbă și cu care nu o să vă plictisiți și care vă și arată normalitatea în iubire. Este o persoană care, repet, în ciuda diferenței de vârstă, are aceleași obiective ca și voi, aceleași planuri și cred că, indirect, proiectează relația voastră în trecut. Adică se vede cu voi în trecut și ar dori să faceți parte din viitorul sau, am zis trecut, se vede cu voi în viitor, am zis în trecut, da. Probabil că vedeți, cumva vă gândiți la trecut tot timpul. De asta cred că este o etalare și de recomandare. Nu vă gândiți la trecut. De asta e nevoie de efort susținut, apropo de energia generală a acestei etalare. Este nevoie de efort susținut din partea ambilor parteneri. Că degeaba unul vrea dacă celălalt nu mai vrea. Știți? Degeaba eu spun o să vină, o să fie, dacă voi, unii dintre voi, nu toți, unii dintre voi spuneți, da, nu mai vreau pe nimeni, m-am săturat, vreau să-ți mie bine așa. Știți? Că nu e ca, știți, nu e dacă voi, tu nu mă vrei, eu te vreau. Că asta este. Din păcate, nu totul este poveste, baștele, novele. Trebuie să îți dai voie și tu să iubești, să dai voie, să dai o șansă unui om care nu te-a cunoscut sau, mă rog, te-a cunoscut prea puțin și nu știe prin ce treci. Ok, am zis că o extrag niște pandantive pentru sănătate, în primul rând. Ia să vedem, sănătate că e mai bună decât toate. Ia să vedem aici ce a ieșit. Ce v-am spus? Stabilitate, că tot vorbeam de stabilitate, 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni maxim, ca probabil că un rezultat care va aduce stabilitate, stabilizare cu vești de la distanță, să știți. Ori vine o veste care probabil a întârziat, ori așteptați o veste. Totul este stabil, hai să spunem așa. Din punct de vedere, se stabilesc lucrurile, stabilitate, devine stabil, stabilă, dacă, Doamne ferește, a pățit un pic mai rău, să zicem așa. Se stabilesc lucrurile, se stabilizează, se trece în ape mai calme, mai liniștite. Repet, este o etalare generală, colectivă, nu individuală. Pentru planul financiar, câteva pandantive aici, să vedem ce ne spun pandantivele. Cu planul financiar.
Investiții bune. În 2025 veți avea parte de o mare, mare bucurie. Că vă faceți casă atunci, că vă cumpărați ceva, că nu știu dacă se vede foarte bine. Dar avem aici în 2025 fantastic. Ce începeți în 2024? Știu că poate sună, eu știu, foarte mult până în 2025, dar o casă nu puteți să o terminați în 3 luni. Sau dacă o terminați în 3 luni, are multe, cred. Nu multe. Zic, poate că are probleme. Sau este vorba despre o investiție de durată, să zic așa. Dar în orice caz, vedeți? Se fac eforturi. Asta spun. Ce mă bucur când ies toate. Se fac eforturi. Ia. Așa. Ia stai că întorc acum că... Edi, Florin, F, D. Foarte multe inițiale cu F, D și E. În cazul în care este vorba despre foarte mult... Dacă începeți acum munca asta, munciți, vă puneți osul la treabă, de fapt, din anul 2024, în 2025 o să aveți stabilitate, stabilizare, vă mutați în casă nouă, vă mutați într-un oraș nou, vă mutați într-o țară, știți cum este, că dacă vrei să te muți într-o altă țară, păi îți trebuie ceva vreme până te pui la punct cu toate. Dar este vorba despre deschidere. Aveți deschidere și reușită prin faptul că vă deschideți către noi oportunități. Ia să vedem ce inițiale mai avem pe aici. D, da. D, R, I, de asemenea, O. Mai departe de asta, există posibilitatea să... treceți de faza de... lipsă de speranță. Sunt unele persoane care, cărora, de exemplu, le este dor, așa ca o paranteză, le este dor de ceea ce făceau ele odată. Poate că ceva ați muncit în trecut și n-ați putut să duceți la bun sfârșit. V-a lăsat cu inima goală. O neîmplinire ce ați avut voi din punct de vedere al carierei, de exemplu, al jobului, al finanțelor. Vă doriți ceva foarte mult și nu puteți din cauza banilor. Vă este dor de faptul că în trecut ați făcut nu știu ce și nu vă aducea buget, nu vă aducea bănuși, ați trebuit să renunțați, să vă băgați într-un job care nu vă place, dar asta vă asigură pâinica pe masă în fiecare zi și așa mai departe. Există posibilitatea unei întoarceri. Există posibilitatea unor, cum să vă spun, manifestați această nu știu, pasiune neîmplinită sau... Ce nu s-a împlinit din diferite cauze, există deschidere, se pune osul la treabă, apar susțineri, boosturi acestea de financiar în care vă puneți în aplicare niște planuri, aveți idei și le puneți în practică și poate că acum este momentul. Este momentul să dați naștere unor proiecte noi, idei noi, astfel încât să și vă stabiliți, adică dacă puneți planurile, puneți în practică, eu știu, să vă deschideți un business pe cont propriu, de exemplu, în 2025, dar nu că se finalizează în unele cazuri și anul acesta, dar din 2025 aveți îndeplinirea unui vis. Uite, în sfârșit m-am stabilizat și în felul acesta pot să câștig nu știu cât, știți? Deci se pune osul la treabă și pe partea aceasta. Iar pe partea amoroasă, am tras acum, ia să vedem cine vă este destinat. Aveți aici destine, suflet destinat, predestinat. Ia să vedem, ia uitați-l pe Cupidon, măi că eu nu zic. Cupidon care spune că veți avea parte în curând de o regăsire sau de posibilitatea unei tachinări, preludiu, flirt. De ce nu? Care o să vă umple inima și o să vă scoată din acest blocaj în care vă aflați. Da, să ne întorc. Blocaj. Stop. Ieșiți din acest stop, să știți. Inima goală. Vedeți?
Ia uitați cum apare ea. Dar nu apare ea, adică nu în 2025. Poate în 2025 vă căsătoriți cu această persoană. S-au oficializat relația. Uitați ce frumoasă, inimă plină, pentru că este o relație destinată cu o persoană care se află la distanță față de voi. Avem parana de îngeraș și soluția este iubirea vă scapă de tot și de toate, cu vești care o să vă trimită cheia, soluția la o situație în planul iubirii. Deci cheia probabil că este această persoană din trecut, cine știe, cu care aveți toate șansele să începeți o frumoasă relație, pentru ca în 2025, adică la anul, nici mai mult, nici mai puțin, să oficializați relația, să vă stabiliți într-o relație. Sigur că acum puteți să-mi spuneți că poate că nu este adevărat, poate că nu se întâmplă, dar vorba lui J.R. Ewing din Dallas, mai bine acum, never say never, niciodată să nu spui niciodată. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, dragii mei, dragii mele, cam atât în această seară. Vă aștept cu vești interesante despre o anumită persoană. Mâine seară, dacă persoana respectivă este, vorbesc de energia masculină, dacă este grizonat brunet cu ochii negri sau șaten cu ochii căprui verzui sau cameleonici, părul cărunt, mai răruț așa, cu ochelari, tenul mediu, la doamne. Și o să vedem și ce inițiale, o să vă spun mâine. Înseamnă că veți avea vești cât de curând. Sper să fie vești care o să vă satisfacă. Iar la doamne, persoane brunețele cu ochii negri, ochii mari, poate ochelari mari, sau poate să fie vorba despre energii mature, cu semne oarecum distinctive pe obraj sau, nu știu, intervenții chirurgicale în zona ochilor, tiroidă sau abdominale, intervenții chirurgicale cu semne în general pe corp, dar sunt, o să fie în sfârșit mesaje generale. Sau poate să fie persoane care sunt ori prea slabe, ori prea plinuțe, sau prea plinuțe, mai plinuțe, mai rotunjoare, deci ceva de genul acesta, înseamnă că etalarea este pentru voi. Până atunci, însă, vă doresc să aveți parte de lucruri bune, de multă sănătate. Mulțumesc din toată inima pentru mesajele pe care le-ați transmis pe parcursul acestei zile, doamnei Eva. Mulțumesc pentru susținere, pentru gândurile voastre bune. Sper că au ajuns la inima dânsei. Doamne ajută tuturor, noapte binecuvântată și zile pline de bucurie. Nu uita să zâmbiți, pentru că și mâine este o zi. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!